M am gândit pentru seara aceasta la un cuvânt legat de sărbătoare și aș vrea să citesc din două locuri, două texte, pentru că scoate în evidență ceea ce am pe inimă să transmit în această seară. Și am să citesc mai întâi din Matei capitolul 21, de la versetul 10 la 14, și apoi Marcul 11, de la versetul 15 la versetul 17. Și aș vrea să fiți cât se poate de atenți. Nu e nevoie să vă ridicați în picioare, doar să fiți atenți pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Matei 21 cu versetul 10 în jos. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Este Isus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundea răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și le-a zis, este scris, casa mea. Se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Legat de același eveniment, Marcu, capitolul 11, versetul 15 în jos. Au ajuns în Ierusalim și Isus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. și place expresia care urmează. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Și învăța și zicea, oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate? Nu pentru evrei? Nu pentru evrei? pentru toate neamurile. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. În traducerea din limba germană spune ați făcut din ea o peșteră de ucigași. O peșteră de ucigași. Totuși mai dați în voie să mai citim încă câteva versete din Evanghelia după Ioan, pentru că aș vrea să vedeți că fiecare evanghelist pune și scoate în evidență anumite lucruri foarte importante. Ne ajută mult ca să uh, le punem împreună la un loc. Și în Luca, capitolul 19, se vorbește, dar vreau să mai citesc din Evanghelia după ea, în capitolul 2. Pentru că aici există și o dezbatere între teologi de câte ori a intrat Domnul Isus în templu, de două ori sau o dată, dar nu o să ne ocupăm de asta. Ioan, capitolul 2, versetul 13. Paștele iudeilor era aproape și Isus s-a la Rusalim și intră direct explicând lucrarea templului în templu, a găsit pe cei ce vindeau boi, interesant că aici e diferit, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani și în jos. A făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți din templu, împreună cu oile și boi, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Foarte interesant. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris și legat de această uh, lucrare a Domnului Isus Hristos, se două profeții aici, că este scris, rivna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iudeii au luat cuvântul și i-au zis, foarte interesant, că l-au întrebat, bine, bine, dar de unde ai tu puterea să faci ceea ce faci? Cu ce putere ai? Cine ți-a permis ție să faci ceea ce faci? a luat cuvântul și le-a zis, prin ce semn ne arăți că ai puterea să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Pare ciudat răspunsul Domnului, nu? Pare că e din context. Pare că nu are nimic a face cu întrebarea lor. Dar răspunsul era corect. Răspunsul era clar. El spune cuvântul Domnului, mai departe, următorul verset, le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți ucenicii, lui și a adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus, binecuvântat să fie în numele lui, amin. Ce măreț har! Știți, totdeauna Domnul Isus Hristos sau Dumnezeu, când a vrut să stea de vorbă cu poporul și să explice anumite lucruri, a folosit anumite acțiuni interesante, simbolice, chiar și dramatice uneori. Și. Sunt câteva exemple în scriptură, două dintre ele vi le aduc aminte, pentru ca să vedeți felul în care Domnul Isus Hristos vrea și aici, în cazul acesta, să explice anumite lucruri și să scoată în evidență adevărurile reale. Unul dintre ele vă aduceți aminte de momentul în care Ieroboam a urcat pe tron și unul din profeți este trimis de Dumnezeu la el cu o haină nouă. Zice, ia o haină nouă și du la Eroboam. Și când ajunge la Eroboam, îi spune, ia haina nouă de pe tine, dezbrac și rupe-o în 12 bucăți. 10 bucăți din haina nouă, dă i -o lui Eroboam, iar două ținele pentru tine. Una i-o dai lui Roboam, iar una o păstrezi pentru familia lui Levi. Mesajul pe care Domnul a vrut să-l transmită și să intre cât se poate de bine în mintea lor, a fost acesta. Israel va fi împărțit. Națiunea lui Israel va fi împărțită. Un alt exemplu din Scriptură, Dumnezeu stă de vorbă cu Ieremia. Poporul Israel era foarte încăpățânat în felul lui. Avea o gândire foarte pozitivă și nici măcar nu i venea prin gând să accepte ideea că va fi dusă va fi dus în robie. Nu a acceptat gândul ăsta. Și Dumnezeu îi spune lui Ieremia, Ieremia, fă niște juguri. Și Ieremia construiește niște juguri, unul trimite la Moab, unul la, în altă parte, unul în altă parte, la câteva națiuni din jur. Iar unul Ieremia îl ia pe grumazul lui și îl poartă. Și transmite un mesaj care să rămâne cât se poate de clar în minte. Veți fi robi. Veți deveni robi. Imaginea pe care noi o avem cu sărbătoarea aceasta, legată de sărbătoarea aceasta, este o imagine care transmite ceva, care spune ceva, care ne spune cine era Hristosul cu adevărat, cum spunea și fratele Adi, care ne transmite de unde venea El, cine era El. Și este pentru prima dată când Domnul Iisus Hristos acceptă să fie numit împărat. acceptă să îi se spună că este un împărat, dar nu un împărat. El era împăratul păcii. El era prințul păcii. Încă o dată scoate în evidență faptul că el era fiul lui Dumnezeu. Trimisul lui Dumnezeu. El a intrat călare pe un măgăruș, pe un măgar, la fel ca și Solomon când a fost încoronat ca împărat nu e primul care intră în Ierusalim călare pe mânzul pe, Măgărițe, pe, pe un catâr. Solomon, când a fost încoronat ca și împărat, a fost așezat pe un catâr și așa a intrat în Ierusalim. Și despre David se spune că ar fi intrat călare pe măgar. Deci nu era prima dată. Dar vroia să scoată în evidență cât se poate declar în fața întregii omeniri. Și mi-a plăcut expresia. Toate neamurile. Toate neamurile. Să aibă libertate de închinare înaintea lui Dumnezeu, nu numai evrei, ci toate neamurile. Și a vrut să arate în fața întregii lumi că nu era oricine, că El era Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Că El era Fiul lui Dumnezeu, Prințul păcii, care urma să aducă pacea, dar nu o pace cum o gândeau ei, ci o pace diferită. Legat de Templu. Pentru că aceasta vreau să ne oprim în această seară. Legat de templu, Domnul Isus Hristos a avut un cuvânt de spus cât se poate declar și a vrut să arate ce schimbări vor avea loc cu privire la templu, tocmai din cauză că ei n-au priceput ce fel de împărat era Hristosul. Ei și-au dorit și-au vrut ca să aibă un împărat politic. Un om care să vină și să îi mântuiască, să-i salveze, nu? Știți că Oseana înseamnă? Salvează-ne acum! Deci în momentul în care ei au cântat o Osanale și o Osana, ei au strigat împărate, acum e momentul să ne salvezi! Și Domnul Iisus nu i-a oprit. Nu i-a oprit să nu strige. Le-a permis și le-a dat voie ca să strige. I-a lăsat ca să transmită ceea ce aveau de transmis, Ba din potrivă farisei au vrut să-l oprească, să-i oprească. Însă Domnul a spus, dați-le voie să strige, nu-i opriți că dacă nu vor striga ei, vor striga pietrele. Dacă nu vor scoate în evidență ei, de fapt cine sunt, sunt pietrele care vor striga. Și vor scoate în evidență realitatea. Deci Domnul Isus Hristos a vrut să le arate cât se poate de clar că El este trimisul lui Dumnezeu. Și că are o misiune. Și misiunea pe care a avut-o Hristos a fost tocmai aceasta. Să-i smulgă din religiozitatea pe care o avea și să-i lege de Dumnezeu. Ăsta era scopul lui Hristos. Pe el nu l-a interesat atât de mult zidurile care erau acolo. Nu l-a interesat atât de mult frumusețea Ierusalimului care era așa de frumos. Templul care arăta extraordinar. Uite ce, uitați ce spune Iosif Flavius despre templu. Un mare istoric templul lui Irod nu avea niciun neajuns. Deci era perfect. El uimea orice minte și surprindea orice ochi. Naosul era acoperit în întregime cu plăci de aur. La răsăritul soarelui și la prima lui înălțare, el reflecta razele atât de fermăcători și de puternic, încât toți cei care îl priveau erau obligați să-și ia privirea de la el, tocmai ca de la soare. El cu corpurile lui părea de la distanță un munte cu zăpadă, pentru că părțile lui care nu conțineau aur abundau în marmură albă. Era perfect. Ucenicii au rămas mișcați de ceea ce au văzut. Marcu, capitolul 13, versetul 1, spune Când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui a zis Învățătorule, uită-te ce pietre și ce zidiri! Ei au rămas șocați de ceea ce au văzut. Au rămas mișcați de ceea ce au văzut. Privind la tot ceea ce era creat acolo, în Ierusalim. Însă Domnul Iisus Hristos n-a fost încântat de asta. Pe Domnul Iisus Hristos l-a interesat mult mai mult decât ceea ce a izbit privirea oamenilor. Pe Hristos l-a interesat inimile oamenilor. El a venit la Isai cu scopul să-i împace cu Tatăl. Ei credeau că sunt împăcați cu Tatăl. Ei credeau că Tatăl lor este Avram și că fiind în sânul lui Avram și Tatăl lor fiind Avram au o legătură extraordinară și perfectă cu Dumnezeu. Însă Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după ea spune Tatăl vostru nu este Avram. Dar fi Tatăl vostru Avram, ați face faptele lui? Dar tatăl vostru este diavolul care este tatăl minciunii. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos a vrut să le arate că de fapt el este un împărat și a proclamat-o în fața lui Pilat. Când Pilat a întrebat, bine, bine, a intrat în Ierusalim în forma care a intrat, înseamnă că ești un împărat. Înseamnă că a intrat ca un împărat, a intrat ca și Solomon. Se pare că ești un împărat. Și Domnul Iisus Hristos n-a spus, nu? Domnul Iisus Hristos a spus cât se poate declara? Da, sunt un împărat. Dar împărăția mea se bazează pe adevăr. Toată împărăția pe care eu am se bazează pe adevăr. Și toți cei care acceptă adevărul, pentru că el era și adevărul, au parte de împărăția pe care o am eu. Așadar, toată împărăția pe care eu o guvernez pilate, pe care o am, este adevăr. Este viață. Este pace. Deci atunci când privește înspre Ierusalim, spune, dacă ai fi cunoscut și tu în ziua aceasta, măcar astăzi, lucrurile care puteau să-ți dea, Pacea, pentru că însuși asinul acela reprezenta de fapt pacea. Transmitea pacea. Deasupra pe el era Domnul Păcii care aducea pacea și vrea să o așeze tocmai în inimile oamenilor. Dar de ce pace? Și haideți să ne uităm puțin la templu. Templu, casa aceea, Imensă, măreață, din perspectiva lor, cu care se bucurau și cu care se lăudau ei. Aveau o altă conotare, din perspectiva lui Hristos. Dice: Voi din casa aceasta, care este casa Tatălui meu, care aparține lui Dumnezeu, voi din casa aceasta, în loc adevărului Dumnezeu, prezența Dumnezeului să fie în ea, ați făcut din ea o peșteră de tâlhari și cum spuneam în limba germană, spunem, o peșteră de ucigași. Pentru că ați ucis inimile oamenilor care trebuiau să intre în templu și să aibă relație cu Dumnezeu. Ați schimbat-o și ați făcut din ea o peșteră în care i-ați scos pe toți afară. I-ați dat afară. Trebuia să fie o casă în care să se comunice cu Dumnezeu. O casă de rugăciune, locul prezenței lui Dumnezeu, toți credincioșii, trebuiau și toți, mi-a plăcut ceea ce a spus Domnul Isus, și neamurile aveau libertatea să vină la închinare. Aveau un loc al lor, Curtea Neamurilor, unde și ei aveau voie. Să vină să stea de vorbă cu Dumnezeu. Dar voi, prin ceea ce ați făcut, ați ucis Sufletul lor. Ați distrus, ați omorât părtășia pe care ei trebuiau să aibă cu Dumnezeu Tatăl. Ce au făcut acești închinători din Templu, de fapt, ei nu aveau nimic comun cu Dumnezeu. De aceea, nu numai că nu l-au acceptat. Dar și din cauza că el a spus ce a spus de, despre templu, a fost condamnat la moarte, știți, nu? Astea au fost cuvintele cu care l-au condamnat, n-au avut ce să-l condamne, dar s-au ridicat unul și au zis, l-am auzit zicând, au spus, zice, el va dărâma templul acesta și în trei zile îl va zidi din nou. Păi nou ne-au trebuit 46 de ani ca să-l zidim și cum, adică el îl ridică în trei zile? Pentru Domnul Iisus Hristos era o durere atât de mare, văzând decăderea poporului și lipsa de Dumnezeu în templu. De aceea, plânsul Domnului Iisus Hristos, când a văzut cetatea, n-a fost un plâns oarecare. La mormântul lui Lazar se spune că a plâns cu lacrimi, dar aici plânsul Domnului a fost un bocet, în hohote, văzând ceea ce se întâmplă. Durerea lui era așa de mare încât privind la tot ceea ce se întâmplă, plânsul acela s-a transformat într-un boget, în hohote. Luca 19 cu 45 în urma, a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Ce exista în casă când Domnul Isus Hristos a intrat în casa lui Dumnezeu? în momentul în care Domnul Iisus Hristos a intrat acolo. Un schimb valutar. În templu, Ioan 2 cu 14, au găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani. Deci era schimb valutar și în jos. Vesetul 15 a făcut un bici de ștreanguri, a scos pe toți din templu împreună cu ei. Oile, boii, au vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. E adevărat că exista o taxă pentru templu pe care fiecare bărbat evreu trebuia să o plătească. Fiecare bărbat, femeile și copiii erau scutiți, dar fiecare bărbat trebuia să plătească o anumită taxă la templu. Era un șechel uh, numit în Vechiul Testament Siclu, pe care fiecare trebuia să-l ducă la templu și să-l plătească. Cea mai mare parte a dării se aduna cu ocazia adunării sărbătorii acesteia, că pentru că veneau foarte mulți la Ierusalim, sărbătoarea Paștelor, când veneau perelinii de peste tot, ei adunau acea taxă Tocmai acolo la Templu. Când ei veneau la Templu, veneau cu tot felul de monede pe care le aduceau din țările lor, de unde locuiau. Și nu puteau să plătească taxele cu monedele lor. De aceea trebuiau schimbate. Și ei trebuiau să le schimbe și nu le permiteau cei de la Templu decât să le schimbe la ei. Pentru că exista o șmecherie acolo. 13% luau numai comisionul. Un de undeva și spunea că 13% luau comisionul pentru fiecare schimb. Erau jidani. Erau evrei. Așa. Mai mult ca atât, perelinii care veneau, în mintea lor era clar că trebuia să aducă jerfe. Și fiecare trebuia să aducă, și am citit aici în scriptură, erau de vânzare boi, erau de vânzare oi, erau de vânzare mierușei, erau de vânzare porumbei. Și fiecare în funcție de cât de bogat sau sărac era, trebuia să cumpere ceva pentru ca să fie adus ca jerfă. Și ascultați-mă, și aici era o șmecherie. Nu permitea să se cumpere de oriunde, decât de la templu. N-aveau voie să meargă în altă parte, să cumpere ceva ca să fie adus ca și jerfă. Ei trebuiau neapărat să-l cumpere de la templu, pentru că trebuia să fie fără cusur. Și cine erau cei care examinau totul? Cei de la templu. Așa că ei pregăteau totul dinainte pentru ca să cumpere de la ei. Și ascultați-mă, Prețul nu era ieftin. Prețul era scump. Ca să poată cumpăra perelinii care veneau din altă parte, trebuiau neapărat să schimbe, că nu puteau să cumpere monedele lor. Trebuiau să schimbe banii. Trebuiau să meargă la mesele care erau acolo și acolo se schimbau banii. Și toți banii care erau câștigați, vreau să vă spun în buzunarele cui mergeau. Preoților cel mai de seamă. Cei care erau acolo, pe Domnul Iisus Hristos l-a durut enorm de mult, știind că perelinii care vin la templu sunt storși de schimbătorii de bani. Și mari preoți, Ana și Caiafa, erau și ei implicați acolo. Ce se mai găseau acolo? Un comerț. Au făcut un comerț din templu. Matei 21 a intrat în templu lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu. Marcu, capitolul 11, versetul 15. Au ajuns în Ierusalim și Isus a intrat în Templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în Templu. Și îmi place că în Marcu, capitolul 11, versetul 16. N-a mai permis nimănui, Domnul Isus Hristos, să mai poarte vreun vas în mână prin Templu. Și a zis, nu are ce să mai caute nici măcar un vas aici, în locul acesta. Asta este casa tatălui meu. Asta este casa lui Dumnezeu. Asta este casă de rugăciune. A scos totul afară și a curățit totul. Cu această ocazie a Paștelor se sacrificau multe animale. Aproape fiecare închinător se trebuia să aducă jerfă la templu. Ce a văzut Hristos acolo era păcatul pe care l-a identificat atât de clar, era o tâlhărie. De aia le-a spus, ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Pentru că nici măcar acolo nu erau drepți. Nici măcar acolo nu erau corecți. Era o tâlhărie, sau cum spuneam, o ucidere, o negustorie. Peșteră de tâlhari. Peșteră de ucigași. Casa mea, spune Matei 21, se va numi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Ridicați de aici, spune Ioan capitolul 2, versetul 16. De aici nu faceți din casa mea o casă de negustorie, o casă de business. Oamenii aceștia au explodat, au explodat pelerinii prin schimbul de bani și prin vânzarea animalelor. Îi tratau ca pe niște închinători, nu ca pe niște închinători și cu inimile deschise care veneau înaintea lui Dumnezeu și vreau să vină înaintea lui Dumnezeu ci îi tratau ca pe niște animale și pe perelinii care erau acolo. În loc să știe să se poarte cu ei, pentru că au venit să se închine la templu înaintea lui Dumnezeu, se, se purtau cu ei foarte urât. Ei au pângărit casa lui Dumnezeu prin afaceri, prin comerț și au scos pe Dumnezeu din templu. Au împiedicat perelinii care veneau de departe să ajungă să se închine și să caute fața lui Dumnezeu, să intre în prezența ta sa și să îi se închine. Lăcomia și dorința de îmbogățire tot mai mare prin afacerile lor murdare au golit templul de sfințenia și prezența lui Dumnezeu. Au făcut din ea o peștere de tâlhar unde Dumnezeu nu mai era. Unde Dumnezeu nu mai putea să intre. De aceea Hristos s-a mâniat, spune Scriptura, și a făcut un bit și a scos afară, a răsturnat mesele schimbătorilor, a făcut curățenie și așa cum spuneam, Marcu, nu lăsa pe nimeni să mai intre acolo cu vreun vas. Hristos și-a dovedit dragostea față de tata, dar nu numai față de tata. Prin ceea ce a făcut și-a dovedit dragostea față de sufletele care aveau nevoie de Dumnezeu. pentru care preoții cei mai de seamă nici măcar nu-i interesa. Pe interesa comerțul și banii. Aici, de fapt, se împlinesc două profeții prin atitudinea Domnului Iisus Hristos. Prima este în Malachi, capitolul 3, versetul 1. Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său, Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. Și al doilea, Mesaj profetic din Psalmul 69, despre care ucenicii de fapt au spus, căci rivna casei tale mă mănâncă și ocările celor ce te ocăresc pe tine, a cad asupra mea. Ioan 2 cu 17, și-au adus aminte ucenicii lui că este scris, rivna pentru casa ta mă mănâncă. Ce trebuia să fie templul de fapt? Casa lui Dumnezeu. Este scris Casa mea, adică Dumnezeu spune, casa mea mi-aparține mi -aparține mie, este a mea, nu este a voastră, îmi aparține mie, este a mea, pentru că a fost dăruită mie. Se va chema o casă de rugăciune pentru oricine. Când Domnul Iisus Hristos a văzut tot ceea ce se întâmplă acolo, a avut un cuvânt greu și dur, pentru că trebuia să se întâmple astea. Era totul pregătit în planul lui Dumnezeu. Dacă ei l-ar fi acceptat pe Hristos, poate că lucrurile luau o altă întorsătură cu privire la relația lor cu Dumnezeu. Dar ei l-au respins. Domnul Iisus Hristos a știut. A știut ceea ce urmează. A știut ce se întâmplă. I-a tras parte pe cei 12 în timp ce urcau spre Iusalim și le-a spus Fiul omului va muri. O fi dat în mâinile păcătoșilor, va trebui să moară. Ei n-au priceput, n-au înțeles, abia după ce s-a întâmplat toate și au adus aminte. El face o declarație aici despre templu. Din cauza respingerii harului și a păcii care veneau prin el, dacă l-ar fi acceptat, atât Ierusalimul, cât și templul vor fi dărâmate și distruse. Marele istoric Iosif Flavius spune că distrugerea a fost groaznică. Felul în care descrie tot ceea ce era acolo era groaznic. Și să privești și să auzi. A trebuit să intre plugul, să are totul. Domnul Iisus a spus, nu va rămânea piatră pe piatră. Va trebui ca să fie totul dărâmat. Unii din cei care priveau la atitudinea Domnului Isus Hristos, cum acționa legat de tot ceea ce era acolo în templu, l-au întrebat. Prin ce semne arăți că ai puterea să faci aceste lucruri? Și Domnul Isus Hristos le-a spus, drept răspuns Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Mai întâi a vorbit despre templul real care era în Ierusalim, dar apoi a vorbit de schimbările care urma să se facă. De fapt a spus lucrul acesta și unei femei care a stat de vorbă cu el la fântână. Atunci când Domnul Iisus Hristos a vorbit cu ea, i-a spus un lucru foarte important, care era profetic și care urma să se întâmple. Adevărații închinători nu se vor închina nici la Ierusalim. Adevărații închinători nu se vor închina nici pe muntele acesta. Adevărații închinători se vor închina Tatălui în și adevăr. Se pare că răspunsul Domnului aici cu privire la provocarea și întrebarea celor care l-au întrebat, era, nu era obiectiv, dar din ceea ce noi știm și cunoaștem, adevărul era de partea Domnului Iisus Hristos. El știa ce spune, El știa ce transmite. N-au înțeles oamenii acele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, pentru că ei au luat-o totul într-un mod literal, de aceea l-au și condamnat. Și de aceea și ei spun în versetul 20 din Ioan 2, au trebuit, 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu vrei să spui că îl ridici în trei zile? Ei nu pricepeau despre ce este vorba. Și pentru că nu pricepau, pe baza cuvintelor Domnului Isus Hristos, l-au condamnat la moarte. Atei 26, versetul 60, zice, dar n-au găsit nici o vină, măcar că s-au înfățișat mulți marturi mincinoși. La urmă au venit doi și au spus, acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile. Noi știm că Domnul Iisus Hristos niciodată nu a spus că va strica templul în sens literal și că va construi altul în locul lui. E clar pentru noi, pentru că știm din Scripturi. Marcul capitolul 14, versetul 57 chiar marcu relatează în cadrul condamnării Domnului Iisus acest adevăr. Unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva lui și au zis noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în trei zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Cu alte cuvinte, unii au încercat să prindă puțin din adevărul Domnului Isus Hristos, dar nici chiar în privința aceasta nu se potrivea mărturisirea lor. Acum, în ocazia acestei sărbători de pași, găsind starea templului într-o stare de plâns, peștere de tâlhari, sau de ucigaș. El care era tot știutor a declarat că templul va veni vremea că va fi distrus și că din cauza lor se întâmplă tot ceea ce se întâmplă datorită corupției, hoției, tâlhăriei. Dar mai era un motiv pentru care urma să fie distrus. Pentru că Domnul Isus Hristos a venit să pună capăt templului din Rusalim și să ridice un alt templu care este biserica sa nu numai pentru evrei, ci pentru toate națiunile Pământului. În El nu va exista nicio despărțire între evrei și neevrei. De aceea a spus Domnul Iisus în Ioan 4, adevărați închinători se vor închina Tatălui în dușă, adevăr, nu pe muntele acela, nici la Ierusalim și nicăieri. El a declarat că urmează să se termine cu toate ritualele, ceremoniile și jerfele nefolositoare care nu puteau să-i conducă pe oameni în prezența lui Dumnezeu așa cum trebuia că El a venit să deschidă pentru un, om, pentru un, om, un pentru om, o altă cale nouă, o altă direcție spre Dumnezeu, în duș adevăr, fără slujirea preoților prin ritualuri, jerfe și ceremonii. Se era scopul venirii Lui. De aceea a spus, se va schimba lucrurile. El a venit să facă din fiecare inimă un templu al Lui Dumnezeu. Wow! Din fiecare inimă, un templu al lui Dumnezeu. Mai mult ca atât, în care să locuiască cu adevărat Dumnezeirea din pricina prezenței Duhului Sfânt. În care să locuiască cu adevărat Dumnezeirea din pricina prezenței Duhului Sfânt și a citirii cuvântului curat însuflat de Dumnezeu. Nu numai atât. Hristos a venit... El, care este piatra vie, lepădată de zidari, să fie așezată unde? În capul unghiului. Și noi toți împreună, împreună să fim un Templu Sfânt. Toți împreună să fim un Templu Sfânt, în care locuiește Cuvântul lui Dumnezeu, în care locuiește Prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să te provoc în momentele care urmează. Și vreau să te gândești bine. Ești un templu al lui Dumnezeu? Știți ce spune apostolul Pavel? Are curajul să o spună direct. Voi nu mai sunteți ai voștri. M-ați auzit ce a spus? Voi nu mai sunteți ai voștri. Păi cum? Eu știu cine sunt. Da, 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 dar nu mai ești al tău, frate Nelu. Ești al lui Hristos. Pentru că El a venit să plătească un preț ca să fii cumpărat, să-i aparții Lui și din tine, din inima ta, să facă un templu. Un loc unde să locuiască. Și ascultați-mă, dacă prezența lui Dumnezeu este aici, în biserica aceasta, este nu din pricina scaunelor goale. Este din pricina prezenței Dumneavoastră. M-ați auzit? Deci, dacă Hristos este prezent aici, nu este din pricina faptului că ați umplut toată clădirea asta cu scaune, ci El este prezent aici din pricina. Inimilor dumneavoastră care au devenit Templul lui. Pentru că el a venit să pună capăt acelui Templu și să facă din noi Templele lui în care El și nu numai El, toată Dumnezeirea să locuiască în El. Și Domnul Isus Hristos are curajul și libertatea să o spună ucenicilor: Dacă mă iubiți și păziți poruncele mele, Noi vom veni la voi, vom veni la voi, vom veni la tine, vom veni la tine și vom locui împreună cu tine. De ce? Pentru că Hristos, prin lucrarea pe care a făcut-o, a făcut din noi, din fiecare, un templu real în care Dumnezeu să locuiască. Cum vreau să te provoc întrebându-te? Ești cu adevărat un templu al lui Dumnezeu? Știi că îți poți distruge templu? Unii nu cred asta. Dar știi că îți poți distruge templu? Când în templul tău, în templul inimii tale, permiți lucrurile stricate să pătrundă și să intre și faci, tu personal, poți să faci din templul tău un loc de tâlhărie. Din templul tău poți să faci un loc de tâlhărie. În inima ta, în loc să locuiască Dumnezeirea, să fie altceva. Să-L scoți pe Dumnezeu afară de acolo și să așezi altceva acolo. Să pui altceva. În seara asta suntem aici. El e prezent aici. Și e prezent din cauza dumneavoastră. E prezent din cauza dumneavoastră. E prezent aici pentru ca să se uite în templul inimii tale. Și să-ți mai spun încă o dată. Tu ești persoana în care vreau să locuiesc. Tu ești templul în care vreau să locuiesc. Voi sunteți templele lui Dumnezeu. Voi sunteți templul Duhului Sfânt. Și toți împreună alcătuim casa lui Dumnezeu, în care Dumnezeu vrea să-și găsească plăcerea. Vreți să-i dați voie? Vreți să lăsați? Vreți să-i permiteți lui Dumnezeu? Dați-mi voie să vă spun, el mai poate face curățenie încă. Mai poate face curățenie. Și ascultați-mă, sunt multe temple care au nevoie de curățenie. Sunt multe temple, inimi care au nevoie de curățenie. Și prezent, îi prezent aici. Pentru că iubește sufletul dumneavoastră. Pentru că vă iubește. Și ascultați-mă, el n-a venit pentru ziduri, n-a venit pentru clădiri, el a venit pentru inimile oamenilor. Pentru ca să-i salveze, să ne salveze și să-i aparținem. Amin.